Salutare! Astăzi este ziua vlogului. Acum abia un frappe și eu beau un cafe la te. Este o zi frumoasă de vară. Da, este vară. Și foarte cald. Chiar o să-mi dau geaca, gecuța jos, cât de curând. O să mergem undeva frumos astăzi și cât timp ne bem noi cafeluța, o să vă arătăm ce am făcut ieri, ce am făcut luni. După care o să rezolvăm câteva treburi prin oraș, câteva acte de rezolvat și o să ne revedem. Până atunci, vedeți ce am făcut luni. Bun venit, dragilor! Bun venit! Astăzi este luni. Într-adevăr, trebuia să filmăm astăzi un vlog, dar din păcate am avut ceva treabă și vreau să vă duc undeva frumos, însă o să filmăm mâine vlogul, marți. Probabil că miercuri o să punem clipul, când m-am decis să mă joc, și joi o să postăm vlogul. Un pic de întârziere, dar sper să ne înțelegeți. Acum cred că mă auziți mult mai bine, am făcut un mic upgrade, avem un microfon mult mai bun acum. O să avem o calitate mult mai bună de acum încolo, și la sunet, și la imagine. Magazinul meu preferat chiar aici în spate, cheamă F64. Este un fel de magazin pentru copii mari, pentru copii ca mine, care preferă jucăriile astea. Aparate de fotografiat, au acolo niște drone așa frumoase, ce-mi doresc. Ancuța a fost mai devreme la dentist. La dermatolog, da. Așa. Și trebuie să meargă acum să-și ia niște creme, niște alipii. Da, trebuie să-mi iau vreo 7 creme. Da. Ești o iritație pe față și nu știu de la ce. Ar putea să fie de la, nu știu. Nu arăți? Nu știu dacă se vede. E așa, de jur împrejurul feței. Peste tot, de fapt. Și mi-a zis că o lună de zile, cel puțin, nu am voie să mă mai machiez așa strident. Deci adio, episoade Anca te învață. Ei, da. pot să renunți? Nu renunț, că pot să folosesc un fond de ten, dar așa mai slab. Aha. Pe care oricum îl foloseam și mi-a zis că e bun și pot să-l folosesc în continuare. Dar mai aveam unul care avea o acoperire mai bună, ăla mi-a zis să renunț o perioadă să nu-l mai folosesc. Cel puțin până o să mă duc chiar și la control, ca să vedem cum reacționează cremele astea cu tenul meu, dacă mă ajută sau nu. Sper să fie bine. Ce tristețe mare. Da, chiar este o tristețe mare că mă lupt de ceva timp cu iritația asta. Aoleu, sună așa apocaliptic. Este. Deci acum mergem frumos către farmacia, nu? De unde mergem? Mergem la Tei. Farmacia de vis a Ancuții. Da. Mie îmi place F64, Ancuții îi place farmacia Tei. Farmacia inimii. Tei. Ce trebuie să mă țin bine. Ca la raliu mergeți. Deci o să mergem în parc și o să mănânce Ancuța un șerbet de dude. Unde mergem, Ancuța? Spune tot acum la cameră. Mergem la farmacia Tei. Inimii Tei. Stai să-mi pun ochelarii, că e soare acum. Da, e... Wow, ce... te orbește soarele ăsta. Am ochelarii mei. Mi-am găsit și ochelarii, că-i pierduse. Abia acum intrăm în parc. Suntem în parcul circului. Parcul de vis al Ancuței. Nu ai spus că răstruie parcul tău de vis. Nu, n-am zis care e parcul meu de vis. Nu știu care e parcul meu de vis, că nu cred că am unul. Mie îmi plac toate parcurile. Parc să fie, nu contează. Dar trebuie să-mi faci poze. Poze. Ah, uite că puținut asta nu cred că am avut-o. Da. Verificați Instagram-ul Ancuței pentru poze. Da. Thumbs up pentru Ancuța. Și pentru Mihai. Jos în descriere, o să avem link-urile. Da. Cu Instagram-ul Ancuței. Da. Am ajuns aici la unde am ajuns Ancuța. În parcul circului am ajuns. Nu, unde am ajuns aici? Vreau să filmăm bujorul ăsta alb. Foarte frumos. Oare miroase? There's only one way to find out. Yeah. Ce frumos miroase. M-am urdărit pe nas. Da, ai numai polen. Nu călcați iarba, fumați-o. Da. Suntem un pic angroși îmbrăcați. Nu e, numai... Nu, m-am mâncat ceva, sper că nu s-a urcat vreo căpușă pe mine. Cred că un șoricel. Ești, da, seara erau și șoareci pe aici, prin parc era unul de tot trăgea la noi.
Voiam să se împrietenească cu Mihai șoarecile. Cred că cu tine. De vreau să-ți mănânce chipsurile din mânuță. E, da. Gata, acum mi-am dat jos haina de pe mine și acum, da, ceva... altă viață. Miroase ceva mișto. În ce miroase? Avem niște flori, dar nu-mi dau seama ce flori sunt. Flori de nu mă uita. Alcuța trece fraudulos strada. Iau asta, 5, nu? Sau 4? 4. Mulțumesc frumos! În sfârșit am scăpat. Dar n-am stat la coada aia mare. No way! Am stat la o coadă mai mică. Dacă cumperi doar produse cosmetice, stai mai repede. Nu trebuie să stai așa mult. Bine că am scăpat așa repede. Ne vedem în vlogul de marți. Că asta a fost tot pentru ziua de luni. Două bilete adulți. Hello and welcome! După 3 ore petrecute să plătim niște taxe și impozite, am revenit. Deci a durat, nu știu, am călcat ceva. A durat ceva, da, după ce am băut cafe la teul. Și acum am ajuns la grădina zoologică, în București. Flamingo! Flamingo, guys! Ce flamingo? Păsări flamingo! Hai să le filmăm! Cel mai stresant lucru este că instituțiile publice nu funcționează una cu alta. E chiar foarte stresant. În fine, să lăsăm asta și să ne bucurăm de grădina zoologică. Am drum piciul ăsta. Ce tare, prima dată de bumbă. Mi se pare așa acolo. Da. Acum mi-am dat și eu seama că am venit la grădina zoologică și n-am luat lentila pentru zoom. Deci, da. Fenomenal. Exact acum, când chiar avem nevoie de obiectiv zoom. Sper să mă iertați pentru asta. Aici? Hai pe acolo. Holy crap, avem în față un dita mai tigru. Dita mai... pericol electric. Wow. Aia este tigroaica și asta este tigru. Deci pare inofensiv, dar e dita mai. Cred că are vreo 2 metri jumate, așa, în lungime, imens. Adică dacă te prinde o pisicuță de-asta în sălbăticie, cred că te papă dintr-o bânghițitură. Am mai fost la grădina zoologică, dar n-am văzut tigri așa de mari. Iar gratiile astea sunt electrice, să nu care cumva să scape fiara. Ia zi, Ancuța, ți-au plăcut tigrii? Da. Foarte, foarte frumoasă ziua de azi, păcat că nu mi-au luat ochelarii de soare. Ți-ai luat tu și pentru mine. De băda neagră. Avem aici niște pelicani frumoși. Ia uite aici frumusețe. Și avem aici o hartă. Harta grădinii zoologice. Avem multe animaluțe de văzut. Ancuța o să facă o fotografie ca să nu ne pierdem. Trebuie să mergem în capătul ăsta la alt ca să vedem jaguarii și scorpionii, cangurii. Super, hai să mergem. Deci este prima dată pentru mine și locuiesc de ceva timp în București când vin la grădina zoologică pentru prima dată și pentru Anca. Vedem Africa! Vedem Africa! Vedem Africa! Ce animăluțe ăsta, dar e colitare. Oh, yeah, Africa. Yeah, Africa. Oh, yeah, Africa. Yeah, Africa. Oh, yeah, Africa. Asta este exact animăluțul ăla din desenele alea. O, Alex cu Leo. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I... Mănuțe reptile. Oh, yeah, ce de copii! Foarte mulți copii! Și am ajuns în reptilariu.
Peștele Pirania. Ce zice peștele ăsta? Ce faci, mă, filmezi? 10.000. Practic, când se sperie, trebuie să fac așa. Să-și fac un guler așa mare. Crocodilul de Nil! Și avem aici un tita mai crocodilu. Hey, buddy! Ce este ăsta în cuța? Ia zi tu. Dragoniu bărbos. Proteine, energie și fibre. Dietă sănătoasă. Așa papă maimuțelele. Am cuțat, dacă tot a văzut mesajul ăsta, vrea neapărat să papia ceva. Avem o răzătoare mică. În grădina zoologică. Avem afine. A scăpat din cușcă. Nu mă doar. Dă-și mie. Ancuța va intra acum, în câteva secunde, în cabina de teleportare pe alte planete. Pe ce planetă ai fost? Pe ce planetă? În ce dimensiuni? Dimensiunea Soarelui. Ța, bunița! Ia zi, Ancuța, bancul cu bufnița. Nu știu. Ancuța m-a chemat de urgență, neapărat, să vedem bufnița polară. Practic m-am dus la vânătoare fără gloanțe. Cam așa s-a întâmplat cu excursia de azi. Chiar nu m-am gândit să iau obiectivul celălalt, care o să filmezi un pic și la depărtare, cu un pic de zoom. Săracele animalele astea, într-un fel, e cam aiurea că stau aici închise, dar probabil că majoritatea animalelor au probleme care poate în captivitate nu le-ar fi primit celelalte animăluțe. Eu vreau să văd capra. Și eu vreau să văd ursul și lupul, dar multe animale ori au fost foarte depărtare și de asta n-am putut să le filmăm cum trebuie pe toate. Și multe stau ascunse, că e cam ora prânzului acum. Ăștia arată exact ca în reclamele alea, când apăruseră televizoarele cu lor. Nei? Mai știi minte? Negru, alb, negru, nei, vă colorează viața. Am ajuns la colțul lecturii, unde poți citi o carte. Poți împrumuta aici o cărticică. Uite, lupul de stepă. Ce fel de cărticele mai sunt acolo, ia vezi. Uite, asta e cu CD. Aha. Uite, în Anzi Cordilieri. Ce mișto, uite, poți să vii. Să citești care mi se pare asta. Text, the taste, the test. Paddington. Lampa lui Aladdin, povești de Crăciun, joaca, răzbunătorul, capra cu trei iezi. Îți place coafura? Da, cuța, ești superbă. Hai să fac o poză, un Instagram cu animaluțele astea. Cam asta a fost excursia din grădina zoologică. Mergem la magazinul de vis al Ancuței. Care? Ikea. Nu este magazinul tău de vis? Nu e. Mie mi-a plăcut Flamingo. Ție ce ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut foarte mult Leul, dar nu l-am prins mare lucru. Păcat. Asta e. Data viitoare știm. Venim cu lentilele după noi. Era un Flamingo roz, așa, să zi într-un picior. Sub formă de leu? Nu! No! Ok, păi hai să mergem să mâncăm. Da. Ha. Gata, am ajuns și la Ikea, nu? Ancuța, ești pregătită să devorezi?
Bun. 6 jocuri de la Ikea. Asta e jocul, da. Și are 6 jocuri. Are ăsta, țintări, șah, table. Gata, am terminat de mâncat. Acum ne îndreptăm spre casă. Închidem vlogul, nu? Da. Ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă excursie, cu noi întâmplări. Da.